Astăzi este o întâlnire de excepție și este o întâlnire de excepție în urma unor discuții pe care le-am avut în ultima vreme cu linia noastră de îndrumare, cu Albala și cu linia noastră de îndrumare din Statele Unite. Decizia pe care am luat că este momentul, echipa Britol 2 România este pregătită să primească o informație care să fie deasupra informației pe care a primit-o până acum. Astăzi este prima întâlnire în care începem să venim cu informație care să fie deasupra nivelului de plată. Deci este informație care se duce spre nivelul de smarald și nivelul de diamant. Exact cum spunea și Ildi în prima parte. Să nu vă așteptați să fie o informație foarte sofisticată. Informația pentru a ajunge smarald și diamant, ceea ce înseamnă un lucru cu totul special, înseamnă de a trece de a ajunge la un nivel de înțelegere, în primul rând, al propriei persoane, al afacerii, a celor din jur, la un nivel superior celui pe care l-am obținut până acum. Sigur că pentru asta am făcut apel la mari minți ale omenirii, de acum și nu numai de acum. Am consultat opiniile unor economiști de foarte mare clasă, i-am ales cu mare grijă, dintr-un motiv și pe anumite criterii. Ultimul criteriu a fost să-mi placă mie ce spun ei. Ăsta n-a fost un criteriu. Am luat ceea ce a fost dovedit că a fost verificat de practică. Și asta înseamnă că am preferat pe acei economiști care atunci când au făcut prognoze, acestea s-au și îndeplinit. Pentru că în lumea economică, chiar cea de foarte înalt nivel, se fac foarte multe prognoze și este foarte important în afaceri și să poți să faci prognoze de viitor, să vezi încotro te îndrepți, pe ce direcție să-ți canalizezi eforturile și știința pe care ai dobândit-o, dar foarte puțin rămân cei care fac prognoze corecte. Pentru că și asta, mai ales în ultima vreme se întâmplă acest lucru, mai ales în ultimii 20-30 de ani, mari economiști, da, au făcut prognoze eronate cu o frecvență îngrijorătoare, dintr-un motiv foarte simplu însă și foarte de înțeles. Pentru că n-au mai ținut pasul cu dinamica socială, economică, spirituală în care trăim în acest moment. Sunt foarte puțini cei care au reușit să țină pasul cu ceea ce se întâmplă acum. Așa că am luat doar de la cei care, pentru care realitatea a dovedit că au avut dreptate. Și au avut dreptate nu odată, ci de mai multe ori în ultimii 20-30 de ani. Așa că, și nu numai de la, să zicem, experți teoreticieni, am făcut apel la Paul Zane Pilzer, pe care îl admit extraordinar, pentru că el este unul dintre cei care, în anii 89-90, când foarte mulți mari economiști au previzionat că urmează o mare depresiune economică, el a fost unul dintre cei puțini care au spus, nu, acum urmează o creștere economică. Și a avut dreptate. Este cel care a prognozat în 91 că Japonia intră într-o depresie economică și așa a fost. Este cel care a previzionat ce se întâmplă cu noile tehnologii și a avut dreptate. Fac apel la Frank Feder, care este probabil unul din cei mai importanți viitorologi din acest moment. Este o persoană care la fel face predicții extrem de curate despre ceea ce va urma. Dar la Kettler și la dar fac apel și la opiniile unor oameni de afaceri de succes ai momentului. De la Peter Lynch, de exemplu, eu îl admir foarte mult, este un mare investitor al momentului, unul din cei mai buni experți care practicieni. Fac apel la Warren Buffett, la Donald Trump. Sigur, la Bill Gates, nu pot să treci în momentul de față peste opiniile lui Bill Gates, care a reușit în 10 ani de zile să ajungă cel mai bogat om din lume, deci într-un timp record și pornind de la zero, și încă mulți alții, dar desigur nu am trecut cu vederea a face apel la știința, la profunzimea anticilor. Nu putem să neglijăm nici pe Aristotel, nici pe Socrate, da? Și nici pe alți mari gânditori ai Antichității, a căror opinie și a căror știință rămâne valabilă încă astăzi.
mai repede greșesc astăzi cei alături de care trăim decât au greșit anticii care au rămas peste mii de ani în conștiința omenirii. Și aș vrea să pornesc cu o mică comparație, cu câteva lucruri, să comparăm un pic ce se întâmpla acum 100 de ani față de ce este astăzi. Ce este astăzi o să ne focalizăm un pic mai încolo, așa că nu o să spun ce este astăzi, mai ales că e și ușor de văzut, ci am să merg să vă spun câteva fapte, da? Câteva situații în care omenirea se găsea acum fix 100 de ani, deci la 1907. Da? Deci, în 1907, speranța de viață era de 47 de ani. Astăzi este de 78 de ani. O diferență imensă, nu? Numai în 100 de ani. Cauzele există. De ce s-au modificat aceste lucruri? În 1907, în lume circulau 1000 de mașini. 1000 de mașini. Statele Unite aveau circa 200 de kilometri de șosele pietruite. Nu existau șosele asfaltate. Viteza maximă permisă în orașe era de 15 km la oră. Cred că de viteza asta o să ne îndreptăm și noi în curând. În București cel puțin. Se cam circulă cu 10 la oră, da? Nu pentru că ar fi o interdicție, dar asta e realitatea. Cu atât se mai poate circula. Cea mai înaltă construcție din lume era turnul Eiffel. Nu mai are rost să calculăm acum câte construcții mai înalte decât turnul Eiffel există în acest moment. Salariul mediu pe oră în Statele Unite, unde era și unul din cele mai mari salarii acum 100 de ani, era de 22 de cenți pe oră. Salariul anual al unui muncitor era undeva între 200 și 400 de dolari pe an, atenție. Un contabil avea cam 2000 de dolari pe an, un dentist cam 2500, un medic veterinar cam 1500, iar un inginer mecanic reușea să ajungă cam la 4000 de dolari pe an. Peste 95% din copii se nășteau acasă. Pare ciudat, nu? 90% din medici nu aveau pregătire universitară. Medici cu ghilimele. Erau doar absolvenții unor școli, unor așa zise școli medicale. Zahărul costa 8 cenți kilogram. Un 12 ouă costau 14 cenți. Cafeaua costa 30 de cenți kilogram. Majoritatea femeilor se spălau doar o dată pe lună pe cap și făceau asta folosind borax sau albuș de ou. Unele par amuzante și chiar sunt amuzante, dar ne dau o imagine la ceea ce s-a întâmplat în ultima sută de ani. Asta aș vrea să înțelegem, și anume că în ultima sută de ani viața, societatea, economia au suferit schimbări dramatice. Principalele cauze de mortalitate erau date de pneumonie, gripă, tuberculoză și diaree.
Și mă opresc aici cu aceste exemple, care eu cred că ne-au format o imagine cât de departe s-au schimbat lucrurile în numai 100 de ani. De unde au venit aceste schimbări? Din multe direcții. O parte din aceste direcții o să vreau să le discutăm astăzi, pentru a înțelege un pic care au fost tendințele generale și care au fost cauzele fundamentale ale schimbărilor care s-au produs în această 100 de ani. De ce? Pentru că pentru a înțelege viitorul, pentru asta trebuie să înțelegi și trecutul. Pentru că noi nu pornim de la nimic. Ar fi grav să fie așa. Noi pornim de la o realitate care la rândul ei este urmarea gândurilor pe care cineva le-a avut cândva, a vorbelor pe care le-a spus, a acțiunilor pe care le-au întreprins, a caracterelor care s-au format și asta a dus la viitorul pe care noi îl trăim astăzi. Fiecare personalitate, fiecare persoană, mai mult sau mai puțin importantă a ultimilor 100 de ani, și-au adus contribuția ca astăzi să trăim altfel decât au trăit ei atunci. Tot ceea ce o să discutăm astăzi, sau o să pun eu, se va încadra într-o schemă pe care aș vrea să o pun pe tablă pentru a avea tot timpul în minte. Și anume, schema succesului. Schema succesului este o schemă foarte simplă. Este atât de simplă încât foarte puțini oameni o urmează. Și ea înseamnă câteva elemente cheie. Și anume, și am să pun întâi succesul. Pentru a ajunge la el este nevoie de câteva elemente cheie. Primul element cheie este legat de informație, profesionalism, aptitudine. O să discutăm după aceea încet, încet și o să vedem că, de fapt, nici nu putem să le discutăm individual, ci trebuie să le luăm cam pe toate la un loc pentru a înțelege că este un complex. Nu este vorba de, cu toate că aici facem o schemă, dar ele se leagă toate unele de altele. Și că vorbeam de antici, de fapt ce spun eu acum e de la Aristotel. Asta este ceea ce Aristotel numea logos. Da? Adică partea de știință, de profesionalism, de a ști ceea ce faci, de a te perfecționa continuu, de a-ți descoperi aptitudinile, de a le crește cu ajutorul informației și a repetării și a experienței pe care o poți obține făcând acest lucru. Al doilea lucru, la fel de important ca și... Nu există lucruri care aici sunt unele mai importante decât altele. Toate sunt la fel de importante. Și asta trebuie înțeles foarte bine. Profesionalismul nu duce la succes. Singur. Iar asta trebuie să înțelegem, că numai citind, numai ascultând casete, numai mergând la întâlniri, nu ajungem la succes. Pentru asta este nevoie de încă de alți factori. Următorul factor foarte important este motivația. Și sper să ajungem în partea a doua să discutăm despre acest factor, deja la un nivel la care până acum nu am discutat. Sunt exemple extraordinare în lume și avem exemple și la noi în afacere de persoane care și sunt exemple de aș vrea să dau acest exemplu pentru că este foarte interesant și anume persoane care sunt care au toate informațiile despre succes, care participă la elaborarea informațiilor despre succes, persoane care sunt în jurul oamenilor de succes, dar ei n-au succes. De ce? Prima cauză a faptului că ei nu trec la succes este că nu și-au pregătit motivația corespunzătoare de a pune în aplicație informațiile și profesionalismul pe care le au. E o informație și un profesionalism care dorm în mintea cuiva. Au rămas la nivel de gând. E nevoie de motivație. Și e nevoie de motivație puternică să le pui în practică. Asta înseamnă că
De fapt, motivația împreună cu profesionalismul pentru a da trecut la acțiune. Asta e al treilea element foarte important al succesului. Fără acțiune, totul rămâne ca o bibliotecă plină de praf, la care nimeni nu se duce la ea. E nevoie de acțiune. E nevoie de acțiune. Și o să tot repet acest lucru pe toată durata zilei de astăzi. E nevoie de acțiune. Succesul este legat întotdeauna de acțiune, dar nu de orice acțiune, de o acțiune inteligentă. Asta e dată de informație, de profesionalism, de experiență, de aptitudini și de toate aceste lucruri. Dar nimeni nu trece acțiune fără motivația corectă. Motivația suficientă. Așa că va trebui să fim foarte atenți la acest aspect. Dar să ne ducem înapoi la Aristotel. Tot Aristotel spunea că e nevoie de etos. Adică e nevoie de etică, e nevoie de morală, e nevoie de corectitudine, de onestitate. Asta înseamnă că întreaga acțiune pe care o faceți trebuie să fie în acești parametri. Ai corectitudinii, ai cinstei, ai onestității, a dorinței sincere de a ajuta pe cineva și de a-l ajuta să ajungă la performanțe foarte, foarte serioase. Asta înseamnă, o să o las așa, etos, Aristotel o spune prea frumos ca să o modific eu. Tot acțiunea trebuie să mai aibă un caracter, și anume, tot de la Aristotel, e nevoie de patos. Patosul nu este entuziasm. Patosul înseamnă pasiune. Pasiunea este altceva decât entuziasm. Și e un element pe care iarăși o să-l discutăm astăzi. Patosul înseamnă forma superioară a entuziasmului. Entuziasmul este varianta naivă. E varianta începătorului, este varianta varianta aceea când este acea formă de care îți dă motivația necesară atunci când începi o activitate, în care încă n-ai profesionalism, n-ai motivația foarte bine așezată, dar nu mai ai o serie de lucruri, și anume, nu acționezi de fapt în virtutea încrederii. Nu acționezi în virtutea faptului că știi încotro te duci, încă nu ești profesionist și sunt o serie de elemente care încep să concură la crearea pasiunii, a trece de la entuziasm la pasiune. Și o să discutăm, probabil în partea a doua, mult mai atent acest concept al pasiunii care trebuie să însoțească o activitate pe care o dorim de succes. Foarte puțini oameni mai sunt în stare de pasiune în ziua de astăzi. Cei care aveți slujbă, uitați-vă în jurul dumneavoastră și vedeți câți dintre cei de la serviciu de acolo, de la dumneavoastră, își fac slujba cu pasiune. Sau și mai bine, uitați-vă la dumneavoastră, cu câtă pasiune vă face slujba. Poate chiar sunteți profesioniști, poate chiar știți foarte bine să o faceți, dar o faceți cu pasiune? Ceea ce ar trebui să facă cineva care dorește să aibă succes este să treacă la o activitate care să fie o activitate plină de pasiune. Asta nu înseamnă să sari într-un picior sau să da, deci să nu confundăm manifestările externe ale unei instabilități, da, cu pasiunea. Nu, pasiunea este tăcută. Pasiunea nu este exuberantă. Pasiunea nu e ca șampania, da? Pasiunea e ca vinul vechi. E de calitate. Este plin de aromă, este plină de savoare, este extraordinară. Are în ea știință, are curățenie. Are tot ce-i trebuie. Și în plus, pasiunea este tot ca vinul vechi.
devine cu atât mai profundă cu cât se învechește. Nu-i ca entuziasmul. Sărit într-un picior îți trece. Ăla e efemer. A venit și a plecat. În locul lui trebuie să pui pasiune. Foarte important. Când cineva are aceste elemente realizate, acțiunea nu poate fi alta decât o acțiune de succes. Asta este schema generală pe care o vom și urmări astăzi și este schema succesului. Pot spune că succesul este sigur pentru cineva care întrunește toate aceste elemente. Și o să și vedem de ce. Pentru că poți să ai toate elementele îndeplinite. Dar dacă domeniul în care le pui în acțiune, profesionalismul tău, știința ta, motivația ta, este greșit ales, atunci succesul nu va veni. De ce? Pentru că domeniul nu este un domeniu de succes. Așa că prima parte și partea spre care vreau să mă îndrept astăzi este să înțelegem foarte bine că domeniul în care noi acționăm nu numai că este un domeniu de succes, este domeniul pentru care prognozele economice se îndreaptă cu precădere în acest moment și o să vedem cauzele pentru care se întâmplă acest lucru. Sunteți de acord, nu? Și pot să spun că cunosc persoane care îndeplinesc, de fapt, condițiile succesului, dar care le pun în acțiune în domeniul în care, într-un domeniu în care îi știu că erau și acum 10 ani. Iar astăzi sunt tot acolo. Cu câteva deosebiri. Sunt mai frustrați, mai nemulțumiți, mai puțin liber financiar. De ce? Pentru că au ales greșit domeniul. Aș vrea să fie prima parte și să înțelegem pe aceasta foarte bine. De ce? Pentru că ține sigur de primul cerc, de cercul care ține de informație, de profesionalism, de înțelegerea profundă și atentă a industriei în care acționăm, să înțelegem că aici este viitorul și că, într-adevăr, aici se vor face, se vor crea linii de succes incredibile, care acum sunt chiar greu de, pentru majoritatea dintre oameni, sunt greu de văzut, ba chiar aș putea spune că foarte multe persoane, și asta o știți, pentru că aici avem de-a face cu oameni care deja sunt activi în afacere, și anume că foarte multe persoane nici nu consideră încă o industrie, foarte multe persoane nu consideră un domeniu de viitor, dar asta dintr-un singur motiv. Și anume că nu au informația necesară. Nu au știința necesară pentru a analiza un domeniu de o asemenea profunzime, cum este industria în care noi ne desfășurăm activitatea. Iar lucrurile sunt foarte simple de altfel. Și principiul, un alt principiu care e bine să-l aplicăm, este, și pe care economiștii acum îl spun, și anume că marile averi, foarte mulți bani în acest moment și viitorii milionari, și o să discutăm și despre tema asta, și vorbim de milionari în euro, chiar în lei noi, dacă vreți, că deja leul nou este e un ban greu, da? Se vor alege din zone în care, în acest moment, puțini oameni știu de ele, puțini oameni cred în ele, puțini oameni le consideră industrii serioase. Și pot să vă dau câteva exemple. Și cu asta începem și o incursiune istorică. Și o să vă dau cel puțin trei exemple pe această direcție. Și anume. Și o să mă refer la industrii care
Și o să mă refer la bani foarte mulți. Știți cam cât înseamnă un trilion de euro? Înseamnă foarte mulți bani. Foarte puține industrii ajung să producă anual peste un trilion de euro. Nu o să mă refer decât la industrii care creează peste un trilion de euro anual. De ce? Pentru că sunt exemple puternice, sunt exemple de forță. Deci nu de mici industrii, nu de atelierașe sau de mici activități care au produc acolo ceva. Este vorba de marile industrii care au schimbat fața omenirii. Și am să pornesc de la 1907, da? Nu din primăvară până în toamnă, ci la 1907, exact pentru că îmi place să iau 100 de ani ca punct de reper. Și o să pornesc cu o industrie care mie îmi place foarte mult, mai ales că îmi plac mașinile, industria automobilului. Industria automobilului astăzi este o industrie de peste un trilion de dolari de euro pe an. Una din marile industrii ale lumii. În 1907, un vizionar, Henry Ford, practic a declanșat această industrie. Întreaga industrie a pornit de la el. Vă amintiți ce am spus? În 1907 era în lume circa... Da? Era o industrie? Nu. Erau niște ateliere care produceau mașini pentru oameni foarte bogați, da? Pentru magnați, în serii foarte mici, câteva unități. Era un lux. Dar nu numai atât. Haideți să ne uităm la câteva lucruri. Și anume, dacă am analiza acum, din anumite perspective, care ar fi șansa industriei automobilului în 1907? Hai să o analizăm așa cum, așa, împreună. Dar să uităm de câteva elemente. Și anume, ce șansă ați da industria automobilului în situația în care, într-o țară cum Statele Unite, nu există decât 200 de kilometri de drum pietruit? Deci nu șosele. Atenție, deci nu șosele. Te apuci să faci automobile? Nu benzinării. Deci de unde ți-ai combustibilul? Mergem mai departe? Cât costa un automobil atunci? Imens. Cine își putea permite? Câțiva oameni în lume. Acele câteva mii. Care... Deci un produs care... Cui se adresa? Unei nișe aproape nesemnificative. Încă ceva. În acea epocă, oamenii lucrau aproape de servici. Deci la ce le-ar fi trebuit un automobil? Mai mult, n-aveau timp. În acea epocă se lucrau cam 12 ore pe zi, 6 zile pe săptămână. Când să mai mergi cu automobil? Ați porni o industrie? V-ați apuca să vă dedicați viața automobilului? Nu! Nu? Acum este o industrie care produce peste un trilion de euro pe an. De ce? Pentru că cineva a avut un gând, am șters. Și nu numai că a avut un gând, a trecut la acțiune. Cu profesionalism, cu pasiune și l-a dus la îndeplinire. Henry Ford este cel care a declanșat, a dat semnalul industriei automobilului. El a făcut multe și a adus pe scena economică, practic, patru tendințe fundamentale pe care le vom regăsi în toate marile industrii ale ultimei sute de ani. Și anume, prima tendință fundamentală a fost multiplicabilitatea. În
Înainte de Ford, automobilele nu se fabricau în sistem de serie. Se fabricau în unicate. El a venit cu ideea că pentru a crea o industrie, unu, trebuie să creezi un model și pe care după aceea să îl multiplice identic. A făcut Fordul T cu ajutorul el nu era inginer, dar era un pasionat de automobil. S-a înconjurat de câțiva mecanici foarte buni cu ajutorul cărora a creat un model multiplicabil. Foarte important. Al doilea lucru foarte important. Trebuia să facă un model simplu pe care oricine să poată să-l conducă. Nu un șofer profesionist, un care trebuia să fie și mecanic și așa mai departe, cum era situația la automobilele pe care se făceau în acel moment. Alea nu erau conduse de proprietari, alea aveau șofer. Ford a zis trebuie să fie simplu, oricine să poată să-l conducă. Și a creat un automobil pe care oricine să-l poată conduce. Foarte importantă tendință, să fie ceva simplu. Să fie accesibil. Gândiți-vă, un muncitor câștiga pe an undeva între 200 și 400 de dolari. Asta însemna pentru Ford, a însemnat următorul lucru. Că să aducă prețul automobilului undeva între 200 și 400 de dolari. Adică la cât câștiga un muncitor pe an. Ca să fie accesibil. Să se refere, practic, la toată lumea sau aproape la toată lumea. Și aici aș putea să vă spun, da, citesc din memorie, un lucru pe care spune Peter Lynch și el spune următorul lucru. Dacă vedeți o afacere pe care toată lumea poate să o facă, începeți-o imediat, pentru că mai devreme sau mai târziu, aproape toată lumea o va face. Peter Lynch nu e în afacerea asta. Asta e o afacere pe care oricine poate să o facă. Așa că, mai devreme sau mai târziu, aproape toată lumea o va face. E cazul să o începem și să o începem serios. Și să mă mai refer la Peter Lynch. Mi-e place foarte mult acest investitor, care este în același timp și un om cu un spirit extraordinar. Era vorba de... trebuie să facem o convenție, să-mi amintiți din când în când unde am rămas, o să mai fac paranteze. Asta este o chestiune, după care pe drum poate să mai spun și o să revin la... Dar eu între timp o să uit. Așa că aduceți-mi aminte de lucrurile la care trebuie să revin. Deci am rămas la accesibilitate. Trebuia să fie accesibil. Să aducă, să facă un automobil care să poată să-l cumpere muncitorul. Adică să fie între 200 și 400 de dolari. A reușit. După efort mare. Primul automobil pe care l-a făcut era la 800 de dolari. Era mult. A făcut eforturi. A inventat practic banda rulantă și lucru pe bandă. Și în felul acesta a realizat un sistem de multiplicare incredibil, care a influențat toți anii care au urmat. Pentru că lucrurile mari în lumea asta nu sunt cele pe care le faci acum. Dacă vrei să măsori, dacă acum faci ceva bine, nu o să reușești, dar vei reuși doar peste mai mulți ani să vezi dacă a mai rămas ceva din ele. Dacă a influențat ceva, dacă au rămas. Din ciorba de astăzi nu rămâne nimic, să știți. Nici din bulionul din toamnă, nici din telenovele. Nu rămâne nimic. Nu sunt lucrurile asupra cărora să focalizezi ca viață. Lucrurile care merită să focalizezi sunt cele care vor rămâne după tine. Asta, și eu înțeleg prin asta, nu că nu le veți vedea. Le veți vedea peste 5 ani, peste 7 ani, peste 10 ani și abia atunci veți vedea dacă ceea ce ați făcut a meritat sau nu. Dacă peste 10 ani nu vedeți niciun efect asupra ceea ce ați făcut, nu e bine. Înseamnă că trebuie schimbat domeniul. Dar asta e un subiect la care vom reveni în partea a doua. Mi-aduceți aminte în partea a doua. Și mai era un al patrulea element, și anume ca să fie personalizabil și flexibil. Foarte important. Acest al patrulea element Ford l-a uitat. N-a crezut în el. Asta a și făcut ca concurența să speculeze foarte repede elementul acesta. El a spus, ăsta e modelul și pe ăsta îl face. A uitat că oamenii au nevoie de personalizabil. Că au nevoie ca acel ceva să aibă ceva care să-l reprezinte. Nu știu, culoarea, un mic amănunt, un ornament, un ceva. El a spus tot timpul, până la un moment dat, până când concurența era să-l zboare de pe piață, a spus, orice culoare la automobil este extraordinară câtă vreme este neagră.
Și a făcut numai automobile negre. Concurența a început să le facă roșii, verzi, albastre. Fiul lui a încercat să-i spună lucrul ăsta. A încercat să... Era mai tânăr. Era mai mobil. A început să se înțeleagă mersul lucrurilor. Sigur că Ford a creat o chestie extraordinară. Și a încercat să-i spună că ar fi bine să înceapă să facă automobile de culori diferite, cu mici adaptări, care nu înseamnă să-l faci nemultiplicabil. Din contră, pe o bază, da de acolo mici lucruri, dacă se potrivească cu proprietarul. Era cam prea târziu și deja concurența o lăsese înainte. Dar astea sunt cele patru tendințe fundamentale care au caracterizat toate marile afaceri care au urmat. Toate. Puteți să le luați pe care vreți. Cea mai interesantă este, dacă vreți, afacerea care înseamnă Microsoft, da? Și care este vârful de lance al unei industrii, industriei calculatoarelor. Ce ziceți de industria calculatoarelor în 70? Deci nu acum 100 de ani. Atenție, doar acum 37 de ani. Da? Ce ați zice de industria asta? Pe un calculator costa peste $1,000,000. Ocupa o cameră cam mare. Nu făcea mare lucru, doar niște calcule. V-ați fi apucat? V-ați intrat într-o astfel? Nu, nu are niciun viitor. În 81, IBM scoate primul calculator personal. Continua să fie o industrie fără perspectivă. În opinia economiștilor. E o industrie care nu are niciun viitor. Cine vrea să aibă un calculator acasă? Ce să facă cu el? Ce să-și calculeze? Piața? Mărarul? Pătrunjelul? Ce să facă cu el acasă? În 90 era deja cea mai dinamică industrie din lume. În 2000 a depășit trilionul de dolari pe an. Doar în 93 a apărut internet. Deci acum 14 ani. În jurul acestei industrii s-a creat o dinamică și s-au format în ultimii ani cei mai mulți noi milionari în euro. Vorbim în euro, da? Foarte mulți. Foarte, foarte mulți. Cine dădea șanse acestei industrii la început? Nimeni. Cine dă șanse acestei industrii astăzi? Toată lumea. Dar știți care este misterul? Și ăsta este un alt aspect pe care oamenii e bine să le ia în calcul. Și anume că atunci când toată lumea dă șanse industriei respective, în industria respectivă nu mai e loc. În industria respectivă nu mai sunt decât fărâmituri de la masa, da, averilor care deja s-au făcut. E o industrie deja în care nu mai are rost să te îndrepți spre ea. Deci te îndrepți întotdeauna spre industriile care au dinamică, care au perspectivă, care au viitor în față. Nu că asta nu are viitor în față, sigur că l-are. Dar aici jocurile sunt făcute. Piața e împărțită. Era loc acum 15 ani. Dar atunci oamenii nu credeau în ea. Majoritatea. Au fost câțiva care au crezut. A fost Bill Gates care a crezut, a fost Dell care a crezut, acum sunt toți miliardari. În jurul lor zeci de mii, sute de mii de milionari în dolari care au crescut cu această industrie, iar până ce restul s-au trezit, averile s-au făcut. La fel va fi și în afacerea noastră. Până când alții se trezesc, în jurul nostru vor fi mii, zeci de mii de milionari în euro. Și o să vedem imediat de ce. O să analizăm cu atenție acest element.